Eu, dragi pretendinți săgetător. Haideți să vedem pentru pentru luna august, pentru dumneavoastră în general. Așa, haideți să vedem. Pentru cei care aveți serviciu sau afacere, pentru cei care nu aveți serviciu, pentru cei care pentru bani, pentru cei care sunteți căsătoriți, pentru cei care sunteți singuri și pentru sănătate. Să vă gândiți la ce vă interesează. Să vedem ce răspunsuri o să primiți. Deci, pentru cei care aveți afacere sau serviciu. Aveți de a face cu persoane de aer, din vărsător, gemeni sau balanță. Poate sunt șefi, asociați, așteptați ceva decizii, să vor lua decizii aceste persoane și veți avea mare noroc, roata norocului. Totul va fi de partea dumneavoastră. Aceste persoane o să vă ajute în ce vă doriți dumneavoastră, sau sunt colaboratori, sau asociați, sau șefi. Aveți și unele suișuri și coborâșuri, unele schimbări, ceva nesiguranță. Sau sunteți în timpul unei schimbări, acum faceți multe schimbări în viața dumneavoastră. Sau câteodată vă întrebați ce să fac, cum va fi destinul meu, ce pot să fac, ce va fi în viața mea, în destinul meu. Da? Ce se întâmplă? Încercați să înțelegeți unele lucruri. Și mai puteți avea de-a face cu persoane din berbec, leu sau săgetător, ca și dumneavoastră. Această persoană este o persoană tânără cu care luați decizii, adică poate vă întrebați să mai țin această persoană, să nu mai țin la serviciu sau în afacere, sau este cineva din jurul dumneavoastră, poate. Așa. Și vă gândiți iar la o persoană care v-a promis ceva. Vă gândiți oare se ține de promisiunea acea persoană? Da, se ține de promisiune. Așteptați așa să se întâmple ceva nou, să faceți ceva nou. Sunteți la mijlocul, cum să zic, ca și când ați fi în mijlocul, n-ați ajuns încă în vârf unde vreți să ajungeți. Sunteți la mijloc, dar trebuie să mai lucrați încă, trebuie să mai faceți ca să ajungeți mai bine. Ați început un proiect, sunteți pe la mijlocul lui, dar mai trebuie să, pentru ce vă doriți, să ajungeți acolo în vârf, mai este puțin. Așa, bun. Apoi, niște decizii, drumuri, faceți drumuri pentru serviciu sau pentru afacere. Haideți să vedem cei care nu aveți serviciu. Așteptați, nu știu, ați avut un conflict la un alt serviciu.
o problemă și așteptați o rezolvare, se va rezolva. Dar și trebuie să vă exprimați mai mult ideile, să spuneți mai mult ce doriți. Arată că veți cuceri ceva nou, faceți ceva nou, de exemplu, un serviciu nou, o poziție nouă, vreți să faceți altceva decât până acum. Vă gândiți care ar fi efectele, ce s-ar întâmpla, cum ar fi, cum să mă pun în echilibru, în ordine, ce s-ar întâmpla dacă aș face așa, ce s-ar întâmpla dacă aș face altfel. Acum stați și cântăriți astea, că ce să faceți. Aveți o persoană din berbec, săgetător sau leu. Aventură, spune că să vă urmați pasiunea, să faceți ceea ce vreți. Arată că semnați contract de serviciu. Căutați foarte mult serviciu și repede îl găsiți. Repede, într-o săptămână, o lună maxim. Eu zic că într-o săptămână găsiți serviciul ăsta. Sau dacă ați depus CV undeva, să știți că va fi. Vă accept acolo la serviciu. Haideți să vedem pentru bani. Vă asociați cu cineva pentru că nu aveți de ales. Deci trebuie să faceți asta, să vă asociați. O schimbare în care nu puteți să evitați. Vă asociați și faceți un proiect inteligent, ceva nou, ceva inteligent, care o să vă aducă mulți bani. Uite câți bani o să aveți. Mulți, mulți bani. O să întrebați, dar când? Când mai durează puțin? Nu este așa de repede. Noi cu răbdarea suntem foarte, foarte greoi. Nu pricepem răbdarea, noi. Oamenii, în general, toți oamenii, cred. Unii mai mult sau mai puțin. Nu avem răbdare. Și arată că faceți un proiect sau dintr-un hobby, din ceea ce iubiți dumneavoastră, veți câștiga foarte mulți bani. Ați și pierdut sau trebuie să și dați bani, dar este temporară pentru că o să primiți bani. Așa, aveți multe transformare, mare transformare. Totul este în schimbare la dumneavoastră, mai ales pentru bani. Dar repede o să faceți ceva proiect nou și cu cineva, nu singur, cu cineva. Vă asociați, faceți ceva și o să câștigați mulți bani. Asta este ideea. Haideți să vedem la parteneri. Căsătorie sau relație. Aici văd trădare, văd că înșelăciune, amanți, văd persoane din balanță, vărsător sau gemeni. Dacă dumneavoastră aveți acum o situație grea, de exemplu, multe certuri, neînțelegeri, despărțiri, ca și când ați avea în casă multe certuri, probleme, cineva din familie care se poate opune relației, dumneavoastră tot încercați să remediați lucrurile sau el sau ea are pe altcineva sau e plecată sau să știți că totul va fi bine, se întoarce această persoană, va fi bine. Toată situația care este acum rea va fi înapoi spre bine. Dumneavoastră vă gândiți oare ce-mi doresc cu adevărat, câteodată nu știți ce vreți, nu mai știți. Încercați să vă controlați.
Dar vă gândiți și la altcineva, la o cucerire sau cineva încearcă să vă cucerească și asta se poate. Așa, schimbări o să aveți, dar schimbările vor fi în bine. Da, nu ce a mai fost, nu ce a fost, nu va mai fi. Deci va avea loc o schimbare. Și diavolul aici, diavolul v-a mai zis, nu este o carte rea, nu este rău diavolul. Oamenii cred asta, dar nu. Este pur și simplu dorința dumneavoastră, dragostea dumneavoastră, dar și că sunteți dependenți de această persoană. Dar poate însemna și trădare, de exemplu, că are pe altcineva, că vă gândiți la altcineva dumneavoastră, poate. Dar și ca și când ați fi sclavul cuiva, dar în dragoste, deci în modul frumos, a spus, nu. Dar câteodată vă gândiți și la partea întunecată, poate în partea întunecată a persoanei sau partea întunecată a dumneavoastră. Asta vă mai gândiți câteodată. Și acest popă care iese aici arată că sunteți foarte spirituali și vă gândiți foarte mult cu inima, cu dragoste, cu sufletul. În casă, iubiți foarte mult familia, casa. Deși aveți pe cineva care nu vă suportă. Poate din familia ei sau a lui, cu cine sunteți dumneavoastră. Haideți să vedem la cei care nu aveți pereche. Păi să știți că o să mai stați cam fără pereche. Cam un an. Nu știu, eu văd că va lua cineva perechea, va lua cineva iubitul, soțul. Unele, doamne, vă gândiți la căsătorie. Oare eu când mă căsătoresc? Unde mă căsătoresc? Parcă vă căsătoriți, dar nu așa repede. Parcă un an durează, un an. Deși ăsta ar grăbi lucrurile. Cred că mai repede. Ăsta, asul de băte. Asta ar însemna 2 ani, un an. Deci, cred că un an. Cei care vă gândiți la căsătorie, când va fi, ce va fi, va fi, dar încă nu. Arată că v-ați dedicat foarte mult unei persoane, că ați iubit foarte mult pe cineva, poate v-a dezamăgit și acum mai greu credeți. Arată multă dragoste, senzualitate, fertilitate. Aici arată, puteți avea un copil, sarcină, vitalitate. Poate apărea în viața dumneavoastră cineva să aveți grijă pentru că puteți avea copil repede. Este dragoste și senzualitate, fertilitate. Cartea mamei, asta cu mama. Și acolo, asul ăsta de bâte arată că aveți o pasiune pentru această persoană sau vă exprimați pasiunea. Doriți pe cineva. Poate să fie o relație care acum a început și să vă gândiți oare cum va fi. Va fi foarte bine. Va fi foarte bine. Haideți să vedem puțin la sănătate. Haideți să vedem. La sănătate arată că aveți ceva, nu știu, exces, grăsime, mâncare, alcool, droguri, ceva probleme de sănătate. Unele persoane, nu spun că toată lumea. Mergeți la un medic, dar să știți că o să aveți sănătatea foarte bună. Foarte bună. Probleme așa, dacă aveți probleme de sănătate, vă faceți bine.
Vă faceți bine. Poate să aveți ceva boală de hormonală unele persoane. Nervozitate, stres. Da, probabil așa ceva. Dar aici dacă aveți ceva necazuri, deci pentru excese, să știți că scăpați de aceste excese. De exemplu, de alcool sau probleme de alcool sau probleme, să știți că o să fiți bine. Sau dacă faceți tratamente sau ceva, va fi foarte bine. Cam asta a fost pentru săgetător. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.